Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, și despre ce va fi. Se Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru iar viitorul este al celor care își pot transforma prezentul pentru a-l conecta la un viitor imprevizibil, dar plin de surprize. Ca să transform prezentul în care trăiești, ai însă nevoie să te transform pe tine, ca să poți reconfigura întregul spațiu uman în care te învârți. Unii o pot face ușor, aceștia sunt puțin la număr, pentru alții e mai greu, dar reușesc să o facă. Iar pentru alții nu e nici greu, nici ușor, nu e deloc. Sunt cei care nu vor să se schimbe nimic și stau împietriți cu de trecut. Acolo se află o lume moartă. Lumea vie e cea din partea cealaltă, iar la ea au acces și cei care stau cu capul întors către viitor. Așa a făcut Adina Huma, pe care am botezat-o femeia cameleon. A făcut o grămadă de zigzaguri în viața ei profesională și are o sete de inovație de nestinți. Schimbă ideile așa cum îi schimbă cameleonul culorile. Am lansat recent pe piața din România, alături de partenera Elinda Vasilescu, un startup pe cât de inteligent, pe atât de simplu. Mă rog, toate ideile geniale au treaba asta în comun, sunt simple. Sunt simple când afli de ele, dar nu e așa de simplu să ajungi la ele. Treaba e complexă și o să zicem și noi, precum răposatul nostru compatriot Constantin Brâncoș, că simplitatea este o complexitate rezolvată. Ce a rezolvat Adina Humă, alături de partenera ei de afaceri Linda Vasilescu, problema ambalajelor. Gândiți-vă la munția de cutii de carton de plastic sau mai știu eu de ce, pe care mașinile de gunoi le ridică zilnic din fața blocului sau casei. De ce le ridică gunoierii? Pentru că noi le-am aruncat acolo, la gunoi. Sunt ambalaje de unică folosință și în fiecare zi aruncăm mii, sute de mii și milioane de cutii și alte bliz-blizuri. Alături de Linda Vasilescu, Adina Huma s-a asociat într-un proiect de startup care vrea să rezolve problema acestei risipe uriașe. Afacerea se numește Recreate, R, liniuță la mijloc și Create ca în engleză. Ce face? o să ne povestească Adina. Doar două vorbe despre ea și a făcut studiile la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, apoi s-a preocupat de resurse umane în cadrul Open University Business School din Marea Britanie, dar tot nu a avut stare și s-a calificat în coaching, în tehnicile Lean Six Sigma, în design thinking și analiză tranzacțională. A lucrat pentru mai multe firme în care a implementat programe de transformare și de automatizare. Astăzi e trup și suflet dedicată proiectului Recreate. Adina, bine ai venit la RFI România. O să te rog să ne povestești ce este acest business Recreate și dacă tot e botezat așa, să ne spui ce, ce a recreat el în viața ta. Să începem cu Recreate. Vrem să știm tot. Trecut, prezent și viitor. Sper, mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentare și pentru introducere. Uh, da, am, uh, am pornit la drum cu uh, o idee, uh, împreună cu Linda, așa cum uh, bine ai uh, precizat. Uh, noi eu, cumva ne cunoaștem de, nu știu, 15 ani, probabil am um, um, lucrat în consultanță, în mediu de consultanță management um, și cumva aveam o viziune uh, înspre business, dar uh, ne-am pornit la drum cu un proiect foarte logistic. Acestă poveste cu ambalajul returnabil um, Cumva ea a fost născută într-un într incubator, așa cum sunt foarte multe startup-uri la momentul acesta um, Sunt uh, aceste working place care adună oamenii care vor să facă lucruri și apoi uh, uh, încep să inoveze și să, și să dezvolte ceea ce mă rug, fiecare cu ideea cu care a venit acolo Um, bun, și am plecat cu această idee de a face în principal o platformă de economie circulară. Asta pentru că economia circulară este practic următoarea stație. Um, e foarte gros să ne dăm seama dacă, din, privind din România, mai e mult sau puțin până la stația respectivă. Pare că mai e destul de mult, um, dar noi, uitându-ne tot timpul vedem că, de fapt, pașii sunt mult mai mari decât uh, ar putea să pară. Um, această uh, inițiativă a început în 2018. Am ajuns într-un incubator de, de un accelerator de startup-uri la Impact Hub, uh, uh, făcut de către PepsiCo, Reuse Hub să numit. anumit, și am uh, sfârșit prin a lua locul întâi, ceea ce a fost o surpriză <laughs> și pentru mine și pentru ea, și am zis, ok, se pare că se pare că chiar trebuie să facem uh, ce am zis că facem aici. Uh, bun, mai că atunci când începeam să vorbim despre economie circulară în 2018, uh, 2019 chiar, uh, părea foarte improbabil și foarte greu de explicat. Drept care a trebuit să facem un produs ca să înțelegem cu toții și dacă funcționează, și cum funcționează, și cine ar putea să fie interesat și așa mai departe. Așa că acesta acest ambalaj returnabil pentru comenzile online. Um, e un proces care um, nu e simplu, adică trebuie să pună cumva la, la, împreună atât clientul final, cât și retailerul, cât și curierul. Fiecare având o altă perspectivă, curierii fiind de mai multe feluri, fiecare are o zonă logistică care, mă rog, cel puțin din partea de sisteme e diferită și atunci nu poți face un produs care să le să se potrivească în toate formele. Drept care încep ca în toate proiectele de schimbare, să faci un pilot, și să vezi ce este. Am făcut acest pilot um, și, mă rog, trebuia să-l lansăm uh, uh, pe 9 martie anul ăsta. <laughs> Numai că să, să pui în mișcare o, un ambalaj returnabil în uh, ajunul unei pandemii mondiale n-a fost o, o bună potrivire de timp. Uh, drept care a trebuit să mai stăm un pic uh, și Practic, am trecut printr-o accelerare și mai mare de, de, de a găsi soluții, pentru că eram cu un produs pe masă, cu o soluție pe masă și cu un context care s-a evaporat în două zile. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Undeva în felul în care ne gândeam că o să funcționeze această pilot, ne-am gândit că, nu știu, măcar 10% să fie, nu știu, niște reclamații: o să se cepe curierul cu omul la ușă că dăm punga în lumea, da? Uh, nu a fost cazul. Uh, uh, noi am stat pe o, plat pe o platforma unei librării online uh, timp de aproximativ 10 zile. Au fost în, în jur de 3000 de, de cărți livrate cu acest ambalaj în, în răstimpul acesta. Um, și nu am avut decât uh, feedback-uri bune, ceea ce practic spune că um, feedback-uri bune din categoria. în sfârșit <gântuia> se întâmplă și așa ceva. Um, feedback-uri inclusiv din zona de curierat, unde toată lumea se aștepta să, fie să, să existe ceva probleme, nu, nu s-a întâmplat. Drept care am trecut mai departe și produsul acesta există la, la librăria respectivă ca și opțiune curentă. Și mai nou, ca să trec așa, să fac un arc în toată discuția, am făcut o asociere cu unul dintre cei mai mari reciclatori și preluatori de responsabilitate din România cu FEPRA pentru a face într-un final această platformă de economie circulară cu care am pornit la drum. Concret, ce se întâmplă în uh, acest proiect? Mm -hmm. Înțeleg că e vorba de un, un ambalaj uh, care se refolosește, mm -hmm. de unde probabil și numele business-ului recreate. Da, da. mm -hmm. uh, concret, uh, exact, sigur. Uh, procesul. Uh, sigur, sigur. Uh, felul în care procesul arată acum uh, și felul în care noi l-am testat este acela prin care. Uh, Retailerul își uh, uh, spune că okay, eu aș vrea să înlocuiesc ambalajele mele de unică folosință cu un ambalaj returnabil Nu uh, ne semnalează nouă, noi le punem la dispoziție un număr de ambalaje uh, în funcție de niște estimări Cam câți oameni ar putea să-și dorească acest proces Noi cumva uh, pentru diversele categorii de clienți, de retaileri Um, fie le, le sugerăm să împartă costul cu clientul, încât clientul unul să, să fie un pic responsabilizat de, de acest deșeu uh, și să nu uh, și tot procesul să fie sustenabil, dar vorbim de nu știu de un lucru că nu nimic uh, important. Um, deci retailerul ne cere niște ambalaje, noi le dăm, uh, uh, să zicem, să, să acopere necesarul pentru o săptămână. Uh, clientul spune la în ce cautul uh, procesului lui de cumpărare îmi doresc un ambalaj returnabil. Uh, în momentul în care se ambalează uh, produsul, care își păstrează, uh, dacă există un, un ambalaj primar, da, unde sunt niște etichete. Cum ar o carte pusă exact. în chip dacă, Ok, exact. Uh, el intră în acest ambalaj care are doar rolul de a proteja produsul și de a avea un AVB pe el. Uh, bun. Și Pleacă pe procesul de livrare, iar atunci când ajunge curierul la ușa clientului, scoate produsul, îl dă clientului și pleacă cu ambalajul înapoi. Și el se întoarce pe un retur. Noi, practic, am eficientizat acest flux de retur în care nu se întâmpla nimic. Da? Curierul pleca cu multe colete să, să le ducă, ok, prelua altele, dar, de principiu, există tot timpul un spațiu pe care. Poate fi utilizat în, în mașina lui. Și atunci, în aceeași vizită, fără să se facă eforturi suplimentare, acest ambalaj se întoarce pe un flux de retur de unde a plecat. Și, practic, se pot face peste 20 de cicluri de, de livrare cu, cu un stoc de o săptămână, ceea ce, practic, duce la o eliminare importantă de, de deșeuri. Care rămân aruncate, pur și simplu. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Înțeleg că bă, proiectul ăsta începe să meargă bine în România. Adică, îmi spuneai la început, când va a venit ideea că aveți niște rețineri, nu știați o să aibă impact, dar înțeleg că și România au început să se gândească în termen de, de reciclare. într adevăr e, e foarte deranjant. Ne simțim deranjați cu toții când vedem mormanele alea de cutii aruncate pe lagunaie și pe stradă și când vedem cât câtă risipă se face. Ce, ce, planuri aveți pe, pe piața din România? Vă gândiți să mergeți poate și pe alte piețe? Nu știu. Spune-ne cum vezi evoluția acestui proiect începând cu piața din România și eventual și pe alte piețe. Sigur. Da, noi, noi am, deși în primul rând jumătate din echipei din Viena, da, Linda stă în Viena, mai există Benhard cu care am început, să zicem, la, la prima fază, care e tot din Viena. Și apoi am intrat niște angel și acum să zicem că bă, suntem mai mulți oameni care ne dorim să facem acest proiect. Um, și, um, în primul rând, premiul inițial de, de intrare a venit de la PepsiCo în România. Um, și apoi, um, problema cea mai mare a unui ambalaj returnabil este că el trebuie returnat. Cineva trebuie să-l aducă înapoi. Um, acest tip de inițiative există peste tot în Europa și în America, uh, dar au aceeași problemă. Cine o aduce? Norvegia și așa mai departe sunt hipereducate și vor face totul ca uh, lucrurile astea să funcționeze. Realitatea arată că cei care, să zicem, au mai au făcut asta în piețele respective au această problemă. Nu, oamenii nu se mobilizează să, să returneze aceste ambalaje. În România, pentru că există un alt tip de piață și un alt tip de interacțiune, această interacțiune directă cu curierul, deci acest dor door delivery și chiar directă, funcționează în favoarea acestui concept, pentru că. Curierul, spre deosebire de tot vestul Europei, se întâlnește cu clientul. Uh, și atunci, întâlnindu-se poate să plece înapoi cu ceva. Uh, și aici, practic, oric, să zicem că, deși să zicem că partea de mentalitate ne-am fi așteptat să fie mai complicată, partea de flux ne avantajează. Uh, și am folosit acest flux. Uh, asta ar fi o, o, un detaliu. Celălalt detaliu este că interesul în direcția asta va crește exponențial de la un an al la altul, venind din mai multe direcții. Chiar dacă România este la acest capăt al Europei, o piață emergentă continuu, faptul că, totuși, suntem în contextul european, care a dat niște normative foarte clare pe care România încă nu le aplică, dar știe că va trebui într-o zi să o facă. Deocamdată, încă se plătesc amenzi pentru că nu reciclăm și nu ne interesează subiectul. Pe de altă parte, fiind o economie cu foarte mulți jucători mari care investesc și au investit și sunt stabilizați pe această piață, politicile lor de grup fac ca chiar și la capătul Europei să se întâmple ceva. Drept care venind aceste presiuni din toate direcțiile, reacția este bună. Evident, e o soluție care trebuie rafinată, dar trebuie să găsim o zonă în care știu clienții noștri știu să-și calculeze corect costurile afiliate unui astfel de, de ambalajelor să zicem. Da? Și atunci, când începem să facem niște calcule mai clare despre cât ne costă pe noi să avem stoc continuu de șase variante de ambalaj, cât ne costă să avem spații de stocare blocate de aceste ambalaje, și cât ne-ar costa un marketing în zona unor valori verzi comunicate, lucrurile sunt foarte plauzibile. Doar că aceste costuri se fac un pic, mă rog, calcule se fac un pic mai greu. Um, dar, încercăm um, să, să convingem prin uh, eficiența lor logistică. Uh, aceste ambalaje reduc 98% din spațiu de stocare și înlocuiesc șase dimensiuni de ambalaje. Um, Practic, asta ar putea să, să fie un avantaj pentru, pentru clientul care, care ne sună business to business, da? pentru retailerul care ar, ar ambala în direcția asta. Avem foarte multe cereri, deocamdată e adevărat, um, cu care vom, vom porni acest tip de pilot, dar la momentul ăsta depindem de o soluție total digitală pentru ca fluxurile acestea să, să funcționeze de la sine. Și să zicem că suntem încă în zona de a lor fără să avem o soluție la cheie, pe care estimăm să o avem cam în jumătate de an de la momentul asta. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Acum 25 de ani, poate, ca să faci business pe care îl povestești tu, trebuie să te duci să golești conturile de la toți membrii familiei, la prieteni, la așa, te la bănci, să faci o grămadă de temeri, să -o cauți bani. Să... În momentul de față, mi se pare că e mult mai ușor. Ai o idee și ai structuri, lucruri structurate, care îți permit ca tu cu acea idee să ajungi în faza să crezi și business. Cum ți se pare bă, Și tu ai avut un parcurs, ai trecut prin multe, ai văzut multe firme. Bă, bă, cum ți se pare România din acest punct de vedere? Mie mi se pare că, dincolo de năzbătile de le vedem pe la televizor, în România se întâmplă lucruri bune și uneori chiar foarte bune, care, uite, au permis unei idei ca voastre să, să capete viață fără nicio îndoială, cumva și eu și echipa noastră suntem în această zonă între două lumi, dar nu avem nici 25 de ani încât să zicem că ne-am născut într-un context în care niște constrângeri despre care vorbești nu, nu existau și drept care e foarte greu să le înțelegi. Nici, și suntem, să zicem, înaintea unui moment în care nu mai ai energie să, să investești, să faci chestii pe care nu le-a mai făcut nimeni. Deci, sunt la mijloc și atunci uh, uh, și eu și echipa din care fac parte apreciem foarte tare în momentul în care ne aflăm care este exact așa cum uh, cum ai menționat um, este un moment în care poate generația mea a celor care să zicem, i-a prins comunismul la o vârstă mică, încât nu, nu ne-a afectat direct. Deși nu e așa, diferența între uh, 1989 și uh, 1990 este doar de <laughs> schimbarea unor zile, pentru că oamenii erau aceiași, chiar dacă, să zicem, sistemul se căzuse. Uh, deci, chiar dacă am fost formați de acești oameni. Am prins și momentul Uniunii Europene, am prins și momentul în care ne-am format niște repere, pur și simplu zburând avionul și plecând la Paris ori când vroiam, ceea ce ne face să, să, mă rog, luăm lucrurile cu mai mare ușurință, dar fără să le luăm for granted, cum ar veni, da? Momentul în care ne aflăm la, în România este. Um, destul de uh, 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 propice unui astfel de, de uh, mă rog, de uh, idei, de lansări de idei și proiecte. Sunt uh, um, Există o, o zonă de investiții care contează foarte tare și noi suntem uh, susținuți de niște investitori. Eu tocmai vom încheia o, o, o rundă de finanțare pe SidBlin, care este cea mai mare uh, platformă de equity crowdfunding din Europa de Est în România plasată. Și care ajută foarte tare ca aceste inițiative să nu moară. Și sunt foarte multe alte idei care curg, și în care acest ecosistem de investitori, care s-a format în ultimii câțiva ani, șapte să zicem, dar cu mult mai mare accent, să zicem, în ultimii 3-4, ajută foarte mult ca aceste idei să, să prindă viață. Și știm cu toții contextul în care ne aflăm, dar e adevărat că există o presiune de jos în sus a unei societăți care se cristalizează și sper să devină o masă critică care să împingă o schimbare, care este cu mult și mult mai performantă decât este, din păcate, zona administrativă. Care este, mă rog, nu s-a modernizat nici într-un fel încă. Dar există o presiune de jos în sus și oamenii din generația mea, să zicem, unii fac business, alții au intrat în politică, ți-au devenit primari <laughs> între timp în alte părți. Cumva, toată lumea contribuie la o schimbare și la o modernizare a mentalității și, să zicem, o europenizare a, -a, -a țării. Dar este o, este o piață, la momentul ăsta, care facilitează uh, tipul ăsta de uh, inițiative. Slavă Domnului! Da, e foarte îmbucurător ce spui și eu cred că, cred în general că tehnologia, că poate sună așa în slogan în campania electorală, tehnologia salvează România, dar cred, cred că. Așa. că, că Cred că pur și simplu așa stau lucrurile. Avem o generație tânără care vine cu un aer proaspăt, vine evident în business pentru că nu au timp să se după clasa politică să modernizeze România, dar acest suflu începe să se simte, iată, și în politică. Avem figuri noi, avem partide noi care au părut pe piață, avem tineri care intră în politică și ceva foarte îmbucurător. Iar tehnologia permite oamenilor ca tine, generației voastre, să reconstruiască o Românie, care, să fim serioși, generația mea a lăsat moștenire copiilor, o Românie făcută praf. Uh, și în continuare generația mea uh, continuă să se agațe de România a trecutului prin politică pe, la televizor și pe unde îi mai vedem. Uh, eu cred că acolo bătălia e pierdută. România de mâine e România voastră, România care se construiește rapid, extrem de rapid, uh, mai ales în business uh, și care va începe să facă presiune și pe clasa politică. Uh, evident că avem o administrație aproape de ev mediu, uh, parcă trăim. Pe piață, un unicorn pe UiPath și multe alte businessuri care, în informatică și în procesele de automatizare, sunt lideri mondiali. Deci, avem niște contraste enorme. Însă, pe termen lung, cred că lucrurile vor sta foarte bine în România. Ne apropiem oarecum de finul emisiunii, mai avem câteva minute bine, bune. Timpul curge repede când, când avem invitați interesanți. Acest proiect Recreate, ce-a dus în viața ta pe un plan mai personal? Pentru că îi zice Recreate și mă gândesc că poate a recreat, recreat ceva și în viața ta. Da, Recreate a intrat cumva, ne-am întâlnit și ne-am intersectat la o zonă în care, să zicem, eu am trecut deja prin niște schimbări și um, timp în care am, mi-am gestionat mai bine niște frici cu care am impresia că, nu știu dacă cât sunt pur umane, multe dintre ele sunt, altele vin pur și simplu din nația noastră care are această cultura a pedepsei mai mult decât a încurajării și a, a găsi de soluții, dar trecând și lucrând, să zicem, în companii americane cu tot timpul un mediu internațional, vezi că există cealaltă variantă a, a, a inițiativei și apoi, mă rog, faci niște eforturi să ți le integrezi ca, ca și valori. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Inovarea cumva la momentul ăsta în care ne aflăm din martie presupune să lucrezi cu jumătate din cărțile de pe masă întoarse cu fața în jos. Adică nu știi ce se va întâmpla mâine și trebuie să faci jos de niște instrumente, să te dotezi cu niște instrumente, să lucrezi tot timpul cu ce nu știi ce se va întâmpla mâine. Uh, și cumva, uh, uh, toată pasiunea asta mea pentru, pentru inovație, să zicem că mă face să fiu uh, angrenată în ceea ce se întâmplă, fără să-mi fie teamă de viitor. Uh, mai ales când vorbim despre, nu știu, introducerea unui proiect care nu are încă un, uh, uh, un uh, concurent. Uh, și atunci uh, tu ajungi acolo și setezi cumva niște norme fără să-ți fie frică că vei fi din urma cuiva, da? deci norma pe care o să te ta și drept care nu, nu ai o problemă de, știu eu, că nu ești suficient de performantă în, în raport cu ceva. Nu există această normă, drept care asta ajută foarte mult să um, Numai să nu te auto autoplafonezi, uh, asta e singura problemă. Dar partea de inovare este absolut oxigenul cu, pe care trebuie să-l respire la companii, la uh, societate, la biserică, habar n-am. Fără inovare, uh, uh, lumea de mâine e, nu, nu mai există. Adică, chiar trebuie să schimbăm în continuu lucruri, să, să putem uh, rămâne uh, Mă rog, buni pe această piață, oricare ar fi ea. Da, e o concluzie foarte frumoasă. Inovarea, noul cuvânt de ordine pentru cei care vor să se conecteze la, la viitor. Nu prea mai avem timp, dar foarte scurt, așa o întrebare pe care o pun adesea la finalul emisiunii: dacă ai avea un robot care ar face toate treburile pentru tine și tu ai avea tot timpul din lume pentru tine, ce ai face? <laughs> um, sincer, um... Sincer, aș scrie o carte. E un proiect pe care nu știu dacă o să reușesc decât în într-o asemenea variantă să-l fac E un lucru care îmi stă minte de niște ani de zile O carte care să vorbească despre oamenii care au reușit să-și găsească o stabilitate în România O carte făcută pe ideea care mie îmi place, care se numește Fără ai din ce ai și cei care au, nu știu, de la pensiunile care au apărut în mijlocul dealurilor, pe nu se știe unde, și care au făcut concepte, la tot soiul de, nu știu, micro uri sau consultanți sau ce au făcut fiecare cu viața lor, mi se pare că o, o colecție de astfel de, de lecții pe care fiecare le-a le trăit e absolut necesară într-un context românesc în care tot timpul auzim că lucrurile nu funcționează. Trebuie să vedem și cum arată atunci când funcționează, pentru că altminteri nu vom reuși să depășim în momentul ăsta. Ai pus punctul pe acolo unde doare, pentru că asta ne dorim să facem și cu această emisiune. Noi credem în România asta despre care povestești, în oamenii care o construiesc și care din păcate nu prea se vede pe media din România, unde am auzit tot felul de bazaconii. Sfatul meu pe care îl dau foarte adesea prietenilor și aici, în direct la radio, închideți televizoare, aruncați-le, duceți-le la gunoi, uitați lumea aia. lumea aia e moartă. Nu vă mai uitați acolo că muriți cu ea în brațe. Da, nu știu ce nu va face, dar am deja prieteni care au făcut-o. Eu am făcut-o vreo 15 ani și sunt foarte bucuros că am putut face așa ceva. România se mișcă și se mișcă foarte bine. Adina, îți mulțumim că ai fost cu noi la RFI România. Și Dragi ascultători, ați auzit-o pe Adina Humă, parteneră alături de Linda Vasilescu în startup-ul... Recreate, care vrea să revoluționeze piața ambalajelor din România. Și o face foarte bine. Mai multe despre acest proiect puteți afla la adresa r la mișloc, mișloc create, ca în engleză, r create .ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor, pentru că viitorul pe care îl imaginez mâine este aerul pe care îl respirați. Emisiunea este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărăm împreună. Dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5.30 la 6 și în reloare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți. Noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe General.